Bună dimineața! Bună dimineața, Bun. bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Îl salutăm și pe Cătălin Bunariu, președinte Salut. RGDA, Romanian Game Developer Association, um, care um, a pornit o campanie foarte interesantă care se numește despre jocuri video și mi se pare că a venit la momentul potrivit. Da, este într-adevăr, suntem în pragul sărbătorilor, mulți copii probabil și-au făcut scrisorile către Moș Crăciun pentru jocuri sau, sau console de jocuri și am zis că este... O ocazie bună să oferim părinților, în primul rând, această resursă. Campania se numește um, um, despre jocuri video. Des, Site-ul este, site este despre jocuri și avem aici o, o serie de informații foarte utile uh, pentru, pentru părinți. Uh, vorbim astăzi despre cum să setezi control parental în, uh, pe console și în jocuri. Despre rating de vârstă? A, aș vrea să începem cu ratingul de vârstă, pentru că văd aici două jocuri care, sau mă rog, unul dintre jocuri pare aproape inofensiv. Vorba de Clash Royale, dacă țin bine minte, nu? Și da. vedem ratingul acela de 7. Ce înseamnă mai exact? Acesta este un rating care se numește PEGI, este un standard european. Fiecare joc care este lansat pe un, un canal oficial trebuie să, trebuie să aplice pentru acest rating de vârstă. Și dacă ne uităm pe eticheta de pe cutia jocului sau de pe uh, site-ul jocului, uh, avem acolo informații detaliate despre uh, motivele pentru care uh, jocul respectiv a primit ratingul respectiv. Cu poate că are, nu știu, violență, uh, de asta desene animate uh, sau limbaj, nu știu de care, sau uh, uh, conținut explicit, în unele cazuri, dacă vorbim de jocuri plus sau violență, uh, poate la un nivel mai, mai avansat și atunci. Uh, Uniunea Europeană a creat acest standard pentru, pentru a informa părinții despre conținutul jocurilor. Um, iar revenind la control, controlul parental, cam toate dispozitivele au deja, indiferent că vorbim de Android, de iPhone sau iPad, um, dar și console, PlayStation și Nintendo. Și uh, tu ai pregătit aici câteva screenshot-uri și dacă mă așa, sunt chiar... Da, sunt exemple personale. Um, copiii mei sunt, sunt foarte pasionați. Um, Um, fiul meu, Victor, se joacă, de exemplu, pe, pe telefonul lui Android. Acesta este aplicația Family Link, o aplicație gratuită um, cu care pot vedea exact ce face uh, pe telefon. Aplicația trebuie să fie instalată de părinte și de, și de copil. Și de copil și, și se conectează se, și, și, atunci poți vedea, de exemplu, asta este, prima imagine este un dashboard pe care îl văd când deschid, când deschid, aplicația pentru, pentru el. Poți să vezi ce s-a jucat, da, Roblox, Minecraft. Da, ieri s-a jucat o oră, dintre care Roblox 4 și 3 de minute, a stat un pic pe WhatsApp, poți să văd, de exemplu, că pe parcursul săptămânii trecute s-a jucat mai mult Minecraft decât de obicei. Și poți să blochezi aplicațiile sau anumite aplicații? Da, sau... de exemplu, poți să controlezi cât timp are pe aplicație, cât timp are tot telefonul, nu doar pe o aplicație anume și pot să dau bonus, vin de multe ori la mine, te rog mai dăm jumătate de oră că mă joc cu prietenii sau, sau ceva de genul acesta. Putem seta um, un weekly schedule, ore de culcare, ore de trezire, când devine telefonul activ, inactiv și mai departe putem merge la nivel de aplicație și să dăm timp specific pe aplicație sau să, să blocăm anumite aplicații complet dacă nu dorim să, să, să aibă acces la ele. Pe PlayStation, la fel, putem să setăm cât timp să se joace și să vedem când se joacă? Da, mai mult de atât, pe PlayStation uh, putem seta inclusiv aplicațiile la care să aibă acces, pentru că consola este a familiei. Și atunci eu poate am niște jocuri care sunt instalate pe console pe care la care nu vreau să aibă el acces. Okay. Și putem seta chestia asta din controlul din ratingul de vârstă de care vorbeam mai devreme. Și dacă are de... și câți bani poate să cheltuiască? Da, să nu dacă îmi... are acces la, la, la uh, un, un portofel virtual, uh, își poate cumpăra jocuri singuri dacă stabilim împreună acest lucru sau nu. Cum la mine cazul, este setat pe zero. O să vorbim despre Nintendo și despre iOS, că și aici avem câteva funcții foarte interesante. La ora 10, din păcate, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Cătălin, îți mulțumim tare mult și ne revedem la ora 10. Mai multe informații găsiți și pe știrile.ro sau despre jocuri.video.ro unde găsiți toate informațiile.